Noi în continuare să mai citim câteva versete din Cartea Proverbelor, capitolul 4, începând cu versetul 1. Cartea Proverbelor, capitolul 4, începând cu versetul 1. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Mă opresc aici, deși textul curge în continuare în aceeași notă. Așa cum am observat, în familia credinței, în familia creștină, într-o bună măsură, preocuparea părinților este concentrată pe creșterea copiilor. Vorbim de familii care au copii dați de la Dumnezeu. Și în această relație a părinților cu copiii se pot manifesta și atitudini de părinți, atitudini nepotrivite. Și autorii manualului din care ne-am inspirat și noi în aceste cugetări au definit aceste 7 genuri de comportament nepotrivit sau negativ în relația părinților cu copiii. Până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, am putut vedea părintele indulgent, în al doilea rând, părintele superprotector, în al treilea rând, părintele cicălitor și în al patrulea rând, părintele manipulator. Acum vom vedea în al cincelea rând ce înseamnă atitudinea sau comportamentul unui părinte autoritar. Sigur că autoritatea, în bunul ei sens, vine de la Dumnezeu. Părintele, mă refer la tată, are responsabilitatea în familie să manifeste autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea din partea Domnului Hristos, o autoritate sfântă în relația cu soția lui și de asemenea o autoritate de asemenea sfântă în relația cu copiii săi. Însă excesul de autoritate dă acest comportament negativ al părintelui supra-autoritar sau un autoritarism firesc ce depășește, repet, limitele autorității pe care Dumnezeu a așezat-o în familia creștină. Părintele autoritar, în sensul acesta negativ. Sigur, probabil recunoaștem, fie în activitatea noastră sau în viața noastră de părinți, episoade, momente, sper să nu fie un caracter pentru niciunul dintre noi, sau recunoaștem la alți părinți pe care îi avem înaintea noastră. Părintele autoritar este cel care își impune de o manieră firească, de o manieră brutală deseori, această autoritate în familie. Cu alte cuvinte, eu am întotdeauna ultimul cuvânt. Eu voi lua întotdeauna deciziile în această casă. În ceea ce privește relația cu copilul, eu voi avea întotdeauna dreptate, indiferent care va fi conținutul a ceea ce spune un copil. Este această marcă a cărei manifestare va crea în copil distanță față de părintele lui.
autoritatea în felul acesta nu va atrage niciodată respectul copilului față de părintele lui. Teamă? Da. Frică? Da. Groază uneori? Da. Dar niciodată respect, niciodată recunoașterea copilului în relația cu tatăl său a unui caracter ceresc, a unui caracter dumnezeiesc, ba mai mult. În această relație a unui părinte autoritar, repet, care își impune de o manieră firească în toate domeniile vieții propria sa voință, în această relație copilul care crește sub această influență nocivă, copilul acesta va avea o imagine deformată despre însuși Dumnezeu. El va avea prin exemplul negativ al tatălui său imaginea despre un Dumnezeu aproape ca părintele său, distant, care întotdeauna are el dreptate, care nu te ascultă niciodată, care niciodată nu te va încuraja chiar dacă faci ceva bun, care nu se va apropia de inima ta cu dragoste și așa mai departe. Auzeam și eu în copilărie niște exagerări de genul acesta din partea unor părinți care erau într-adevăr autoritari. Copilul nu trebuie sărutat decât în somn. Ce prostie enormă puteau să creadă oamenii aceștia. Și asta era marcă de mare sfințenie din partea unor oameni care vesteau Evanghelia. Nici de cum. Scriptura nu ne lasă nici de cum să înțelegem un asemenea comportament în relația cu copiii noștri. Părintele autoritar cere sau pretinde de la copilul său perfecțiunea. Cu alte cuvinte, să fie cel mai bun în clasă, la școală, să facă cel mai bine lucrurile care sunt încredințate în casă sau în grădină sau undeva. Cere perfecțiunea de la copil, dar niciodată nu-l încurajează pe copil atunci când acesta face și lucruri bune. Cu alte cuvinte, dacă a luat o notă bună, părintele autoritar va trece peste asta, este datoria ta, normal că trebuie să iei o notă bună. Totdeauna va trebui să iei o notă bună. Niciodată o încurajare, dragul meu, mă bucur că ai luat nota aceasta. Mă bucur pentru reușita aceasta a ta la școală. Mă bucur pentru acest referat al tău care, iată, a căpătat o apreciere din partea profesorilor tăi. Sunt mândru de tine să-l îmbrățișezi și să poți recunoaște în copilul tău această nevoie extraordinară de a se simți și el apreciat. Copilul care nu se simte apreciat niciodată pentru ceea ce face bun, crește cu această atmosferă, cu acest simțământ de teamă, de frustrare. El niciodată nu va căpăta ceea ce își dorește inima lui. Sigur, nu anulăm, repet, această nevoie ca părintele să poată manifesta autoritatea lui Dumnezeu, dar autoritarismul sau excesul de autoritate sau autoritatea înțeleasă în chip pământesc va produce în inima copiilor această percepție, repet, negativă cu privire la Dumnezeu și cu privire la lucrurile înconjurătoare. Și nu de puține ori. Experiența dovedește faptul că copiii care cresc într-un asemenea cămin vor deveni ei înșiși autoritari, distanți în relațiile cu proprii lor copii. Deși nu le-a plăcut când erau copii să fie tratați de maniera aceasta, de cele mai multe ori în propriile lor familii vor aborda sau vor aplica același model de conduită parentală, un model profund greșit. Pe de altă parte, părintele autoritar nu-și manifestă și pe fond, nu știe ce înseamnă să-și iubească copiii. Consideră copiii ca așa au venit și atunci trebuie să îi înregimenteze ca la armată undeva, unde să le dea un program care să fie perfect respectat, dacă nu pedeapsa imediată și așa mai departe. Ei bine, copiii nu sunt niște, iertați-mi expresia, soldățoi de cazarmă. Copiii sunt ai noștri. Copiii vor purta în chipul lor caracterul lui Dumnezeu și caracterul părinților lor. În copiii noștri va trebui să modelăm un chip ceresc, chipul Domnului Iisus Hristos. În copii va trebui să investim în educația lor
și nu doar să le aplicăm un set de reguli stricte, fără niciun fel de dragoste părintească. M-am gândit și eu dacă în Scriptură aș putea găsi un exemplu de părinte autoritar. Și l-am găsit. Este vorba de împăratul Saul. Saul, care era un beniamit, avea și el mai mulți copii, între care Ionatan, Mical, Merab și alții. Și în relația cu copiii lui, împăratul acesta Saul, dincolo de puterea autorității lui imperiale, în relația cu copiii săi, manifestă un autoritarism dus la extrem. Deși Ionatan este un băiat viteaz, aș putea spune că este un băiat reușit. Este un băiat care își ascultă tatăl. Este un băiat care își respectă tatăl. Băiatul sau tânărul acesta, când va fi să lupte împreună cu oștile israeliților împotriva filistenilor, tatăl lui dă o poruncă, mă rog, de împărat, și spune că poporul în lupta cu filistenii nu va trebui să mănânce absolut nimic până când nu va isprăvi această luptă. Și lupta s-a întins în timpul întregii zile și poporul este foarte obosit. Ionatan nu știa de porunca aceasta. Și poporul ajunge într-o pădure unde existau faguri de miere. Și Ionatan întinde toiagul, ia puțină miere și gustă din mierea aceea, repet, nu știa de porunca tatălui său la început. Și dintr-o dată, spune cuvântul, energia lui, cum se spune, se împrospătează, fața îi se luminează și va spune poporului, luați și voi. Poporul însă ținea cu strășnicie această poruncă a împăratului Saul. Și Ionatan, atunci când Saul află de lucrul acesta, în loc să aibă o relație normală, să-i spună, uite ce, Ionatan, poate n-ai auzit porunca mea. Ne-am legat cu jurământ înaintea lui Dumnezeu să nu mâncăm nimic până nu vom încheia lupta cu filistenii. Tu ai făcut un lucru rău și ar fi fost de ajuns să îi spună lucrul acesta, ar fi fost de ajuns să îl ajute pe Ionatan să treacă peste impasul acesta și alta ar fi fost relația. El va spune, Ionatan, știi că trebuie să te ucid. Era exagerată această pedeapsă, repet, pentru încălcarea unei porunci a împăratului părinte. Și poporul va fi acela care va ridica glasul și va spune, în această zi de biruință nu se poate să moară un ostaș al lui Israel și cu atât mai puțin Ionatan. Și cuvântul subliniază în 1 Samuel, poporul a scăpat pe Ionatan din mâna lui Saul. Un episod, mai este un alt. Ionatan se împrietenește cu tânărul David, un fiu de păstor, un băiat viteaz, care obține acea vestită biruință în lupta cu Goliat. În 1 Samuel, capitolul 17, este o istorie foarte frumoasă pe care o știu aproape toți copiii. Și după aceea, între ei se leagă o prietenie extraordinară. Și Ionatan, care este frustrat în căminul lui de lipsa unei dragoste părintești, Ionatan, care are potențialul acesta emoțional extrem de bine dezvoltat, va închega o prietenie cu omul după inima lui Dumnezeu, cu tânărul acesta, cu David. Se vor înțelege de minune. Ba mai mult, Ionatan înțelege mai târziu că împărăția lui Israel nu se va mai transmite pe linie succesorală, adică de la tatăl lui la Saul, la el, la Ionatan, ci că prin decizia lui Dumnezeu împărăția urma să revină lui David. Și Ionatan, în dragostea lui de prieten, se va spune lui David, eu sunt, cu alte cuvinte, bucuros să slujesc sub autoritatea ta, eu voi fi al doilea după tine și prietenia lor se încheagă. Când aude Saul, Saul se înfurie nespus, pentru că începuse să-l urască pe David din pricina cântecului acelor femei care spunea așa, Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii și îl încarcă această ură a lui Saul față de David și începe să-l prigonească. Și atunci când Ionatan va vorbi de bine împăratului despre David, Saul îl va mustra aspru,
ba va pune mâna pe suliță să-l omoare pe propriul său fiu. Autoritarismul. Un părinte autoritar. Ionatan este extrem de mâhnit de lucrul acesta. Va părăsi mâhnit ospățul la care participa la masa tatălui său și se va duce să-i spună lui David că Saul chiar și-a pus în gând să îl omoare. Expresie, repet, de părinte autoritar. Un al doilea, sigur, ar mai fi și altele. Acum, dacă ne-am pune problema, înainte de a trece la următoarea categorie de comportament parental, dacă se pune întrebarea, oare cum se poate evita sau cel mult cum se poate corecta un asemenea comportament? Dacă suntem oameni credincioși și dacă suntem părinți care să avem de pildă manifestări de genul acesta în relația cu copiii noștri, nu înseamnă că nu avem nicio șansă. Există căi de îndreptare a acestei situații, există căi de corecție a unui asemenea comportament și iată câteva dintre acestea. Întâi de toate, părintele care, repet, recunoaște că are asemenea porniri și este cercetat de Dumnezeu, va trebui să își alcătuiască o altă concepție cu privire la educația copiilor săi. Cu alte cuvinte, să abandoneze această concepție despre autoritarism, despre o autoritate exagerată și să încerce să găsească în dependență de Dumnezeu o altă concepție, concepția părintelui echilibrat, cu autoritate, dar și cu dragoste. Și această schimbare de concepție înseamnă ca părintele să creeze punți de comunicare cu copiii lui. Lipsa de comunicare în foarte multe familii creștine aduce la manifestări de genul acesta negativ pe care le-am auzit și pe care le vom mai auzi, inclusiv această manifestare de autoritarism. Părintele care n-are timp niciodată sau nu-și face timp vreodată să asculte și pe copil, să asculte ce are și el de spus și care niciodată nu este de acord cu părerea unui copil, ei bine, părintele acesta trebuie, dacă e cercetat de Duhul lui Dumnezeu, să schimbe comportamentul încercând să creeze și să dezvolte punți de comunicare cu copilul său, indiferent cât am fi de ocupați. Și poate printre noi sunt părinți ocupați, indiferent cât am fi de ocupați, să rezervăm suficient timp de a comunica cu părinții noștri, să-i întrebăm ce fac la școală, să-i ajutăm la temele lor, să întrebăm ce prietenii au, cum se simt în aceste prietenii, cum se simt la adunare, ce fac la adunarea de copii și așa mai departe. Probabil că sunt părinți care niciodată n-au habar să întrebe pe copiilor ce se întâmplă la adunarea de copii. Scapă de ei două ceasuri, îi iau bieții frați sus și cu asta s-a cam terminat rolul lui cel puțin la adunare. Ei bine, comunicarea înseamnă să îl întrebi pe copil, să te intereseze de lucrurile lui. Să te intereseze părerea lui, s-ar putea să fie o părere infantilă, o părere de copil, dar să ții seama prin discernământ dacă și copilul are o părere bună, să-l încurajezi, să-și o exprime, să poți comunica cu el. Pe de altă parte, corecție înseamnă ca părintele să recunoască relația cu copiii săi atunci când el greșește. Părintele autoritar este cel care nu greșește niciodată. Părintele autoritar este cel care totdeauna are dreptate. Ei bine, în relația cu copiii noștri sunt cazuri, și mie mi s-a întâmplat, sunt cazuri în care greșim față de ei, în anumite circumstanțe, și este normal să iei copilul și să-i spui, dragul meu, uite ce, în administrarea probabil a unei corecții, sau eu știu, într-o relație concretă cu copilul, să spui, uite, în împrejurarea aceasta, eu am greșit. Și îmi pare rău. N-am vrut să procedez așa. Dar uite ce este, am greșit și îmi pare rău. Copilul va fi extrem de impresionat de faptul că, într-adevăr, părintele are și el vulnerabilitățile lui și, cu alte cuvinte, este mai uman în relația cu el, iar, pe de altă parte, părintele va aprecia onestitatea părintelui. Părinții autoritari sunt necinstiți în relația copiilor. Sunt necinstiți. Pentru că lăuntrul lor este altul.
Copilul simte, intuiește lucrul acesta și va remarca în sinea lui că părintele nu este cinstit în relația copilului și îl va disprețui din inima lui. Și când va ajunge mare, vă spun, relația cu astfel de părinți va fi o relație blocată, tăiată, abandonată. Se spune că într-un sat din, localitate din Statele Unite, un părinte necreștin fără îndoială, în relația cu copiii lui a manifestat acest autoritarism exagerat, acest comportament chiar abuziv. Și practic toți copiii lui, și în special una dintre fetele lui cele mai mari, care probabil a suportat cele mai multe umilințe din partea tatălui său, copiii lui au crescut în acest climat de apăsare, de frustrare, de răutate, de groază chiar. Și când s-au făcut mari, copiii l-au abandonat, au plecat fiecare la casele lor. Și prima dintre aceste fete, Dații, aceasta a purtat resentimente față de tatăl ei până la capăt. Tatăl lor, după ce Dumnezeu l-a cercetat, s-a întors la Dumnezeu și a căutat să treacă pe la fiecare dintre copiii lui și să-și ceară iertare. Și această întâie fată a lui nu i-a admis cererea de iertare. Atât de mult a fost încărcată cu resentimente față de acest părinte care s-a purtat în felul acela așa de nepotrivit, încât nu l-a iertat până în clipa morții. Deși locuia la câteva case pe aceeași stradă, când a aflat că este bolnav, nici măcar atunci nu l-a vizitat. Un alt exces, dar este un fruct ce se naște dintr-un comportament abuziv. Să ne ferească Dumnezeu, repet, de lucrurile acestea, doar harul lui Dumnezeu poate să vindece asemenea traume în relația părinte-copil. Deci, în ceea ce privește reechilibrarea, mai sunt și alte căi și menționam și o reamintesc, încurajarea copilului. Încurajarea în sensul bun. Când copilul a făcut o treabă bună, să presupunem că l-ai pus să ducă gunoiul. Și dacă se spui, pe asta e treaba ta, în fiecare zi trebuie să ai grijă să duci gunoiul și așa mai departe. Ei, nu. Poate chiar dacă asta ar fi treaba lui, faptul că poate a doua zi a dus gunoiul fără să-i mai spui, încurajează-l și spune-i, mă bucur că ai făcut lucrul acesta, mă bucur că ai spălat de pildă din proprie inițiativă vasele, e greu să speli vasele după ce mănâncă toată lumea, mă bucur că ai făcut cu tare lucru și copilul să se simtă încurajat și fără îndoială atunci când faci o năzbâtie să-i poți spune lucrul acesta, e bine, nu este potrivit. Copilul încurajat va avea și el încredere în propriile lui forțe, va crește ca un om echilibrat, căruia mai târziu societatea îi poate încredința responsabilități. Altfel, astfel de copii ajung niște oameni cărora totdeauna trebuie să le spui până în cele mai mici detalii o sarcină de serviciu și care să nu aibă niciun pic de inițiativă să pună de la el ceva. Nu mi-a spus șeful să merg la dreapta, merg la dreapta. Bine, te-a spus la dreapta până la prima, eu știu, intersecție și așa mai departe. Deci oameni care nu mai au în viața lor un discernământ și o posibilitate de creație în sensul pozitiv. Pentru că timpul a trecut, aș vrea foarte pe scurt să mai abordăm un alt caracter sau un alt comportament parental greșit, și anume părintele inconsecvent. Aici lucrurile sunt diferite, negative. Părintele inconsecvent este cel care nu este nici totdeauna autoritar, nici totdeauna un părinte, ca să spun, rezonabil, nici un părinte care să manifeste o anumită continuitate în conduita lui. Normal ar fi ca în relația cu copiii noștri să putem, apropiindu-ne de ei, să avem o conduită, hai să spun așa, previzibilă. Copilul să știe, tata este un om iubitor. Tata este un om care pedepsește atunci când încalc regulile pe care le știu. Tata este un om drept. Tata este însă un om care mă încurajează și așa mai departe. Ei bine, când relația noastră cu copiii noștri este de la cald la rece, potrivit cu toanele noastre, în comportamentul copilului se naște această teribilă nesiguranță. De exemplu, copilul, neatent, a vărsat cana cu lapte la micul dejun. Și pentru că mama
sau tatăl, sau trezii nervoși, sau cine știe ce problemă au atunci. Și, bineînțeles, fără niciun fel de discernământ, îl pedepsesc pe copil pentru o chestiune pentru care niciun copil nu trebuie pedepsit. Când un copil greșește de genul acesta, un părinte înțelept niciodată nu-l va pedepsi. Va spune, uite, e bine să fii mai atent sau mai atentă, e bine să ai grijă pentru că, uite, era laptele tău de dimineață și așa mai departe. Dar dintr-o dată, cum spune românul, să sară țandăra, să pedepsești copilul acela pentru o vină extrem de mică, este un lucru care pune în ecuație comportamentul instabil al părintelui. Altădată, părintele are cine știe ce o stare de euforie și, bineînțeles, când află de pildă că, într-adevăr, copilul lui a făcut o mare năzbâtie la școală sau acasă sau nu știu ce, zice, lasă, nu-i nimic, trece și peste asta și așa mai departe. Și copilul nu știe ce să creadă. Bine, pentru o chestiune minoră, am vărsat cana cu lapte, am luat poate două palme și pentru că am spart geamul vecinilor și m-am certat cu nu știu cine, nu mi-a zis măcar o mustrare. Inconsecvența. Aceasta, repet, poate să inducă în caracterul copilului această oscilație, această mare nesiguranță. Copilul nu poate ști la ce să se aștepte de la părintele lui. Părinte inconsecvent, păstrând limitele, fără îndoială, de respect față de cuvântul lui Dumnezeu, mă gândesc totuși la câteva exemple din viața lui David. Omul după inima lui Dumnezeu, războinic viteaz, în casa lui, David, până când se ajungă la maturitatea relației cu Solomon, așa cum am citit, o relație extraordinară, e bine, David a avut și el oscilațiile lui în relația cu ceilalți copii. Despre Adonia, întâiul lui născut, cuvântul ne spune că David nu-l mustrase niciodată în timpul vieții lui. Și Adonia ajunge un obraznic. Adonia ajunge să pună la îndoială această decizie a tatălui său de a încredința tronul nu lui, ci lui Solomon. Adonia ajunge un răzvrătit. Adonia ajunge un om care pare că se supune, dar în inima lui va avea resentimente față de împăratul Solomon. De ce? Tatăl lui, în inconsecvența lui, nu-l mustrase niciodată pe Adonia. David așezase reguli foarte stricte, de pildă, în casa lui. Copiii, când erau mai mari, locuiau în casele lor, în camerele lor și, dacă voiau să se viziteze unul pe altul, trebuiau să ceară voie de la împărat. Erau regulile casei și probabil că erau reguli bune, dar alteori regulile sunt încălcate și David n-are o reacție pe măsură. Și așa mai departe, nu e timp să intru în detalii, poate frații vor sublinia mai în detaliu lucrul acesta. Deci, oscilație sau inconsecvență. David este cercetat de Dumnezeu și pe latura aceasta și va ajunge cel puțin în relația cu Solomon să se reechilibreze. Și David va deveni omul care va pune pe Solomon în fața cuvântului lui Dumnezeu și David va fi de data aceasta un exemplu pozitiv pentru fiul său Solomon, pentru că în cartea lui Solomon va scrie despre cuvintele pe care îi le va transmite tatăl său David. Domnul să ne ajute, pentru că dacă remarcăm, dacă constatăm și îndrăznesc să spun, nu se poate să nu constatăm aspecte de genul acesta, e bine să ne putem lăsa cercetați de cuvântul lui Dumnezeu și să putem prin rugăciune sinceră să cerem har pentru ca să știm cum să ne creștem copiii, pentru că vom răspunde de creșterea lor înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.